De astăzi, râmnicenii care trebuie să își achite amenziile primite în urma nerespectării ordonanțelor militare se pot prezenta la un ghișeu special amenajat în incinta primăriei. Un astfel de ghișeu a mai fost deschis la începutul lunii aprilie în exteriorul instituției, lângă sediul jandarmeriei, însă puțini cetățeni au optat pentru achitarea amenzilor în acel punct. Este și motivul pentru care autoritățile au schimbat amplasamentul ghișeului. Cei care doresc să-și achite amenziile o pot face în sediul primăriei. În acest sens vor putea fi direcționați de către colegii din primărie și vor putea merge la casierie să plătească câte o persoană. Primarul din Râmnicu Sărat consideră că nu s-a înregistrat un număr mare de amenzi achitate și pentru că unii cetățeni au plătit online sau prin oficiile poștale. Foarte mulți, având în vedere că aceste venituri, cum spuneam, nu intră în bugetul local, sunt venituri la bugetul de stat și cei mai mulți, înțelegând lucrul acesta, au mers la oficiile poștale sau au plătit online. Și activitatea biroului de relații cu publicul din Râmnicu Sărat se va relua, dar gradual, în funcție de măsurile dispuse la nivel central. În această perioadă, funcționarii publici din primărie au oferit informații și au căutat soluții pentru rezolvarea problemelor ridicate de cetățeni, dar în funcție de urgența aspectelor ridicate de aceștia. Râmnicenii au avut la dispoziție și telefonul cetățeanului. Vom face gradual, pe măsură ce vom vedea și evoluția și modul în care de la nivel central se gândește această activitate a relației publicului. Dar chiar dacă biroul nu funcționează, sunt colegi care dau toate relațiile și de asemenea asigură și fluxul circulației persoanelor care au probleme probleme de rezolvat în relația cu primăria. Pentru achitarea amenzilor la primăria Râmnicu Sărat, cetățenii se pot prezenta zilnic în intervalul orar 8-16:30. În cadrul ghișeului se respectă toate regulile de dezinfecție și are acces doar o singură persoană.